Salutare de băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Car Parking aici la mine acasă. De fapt, abia mi-am cumpărat-o. Nu contează asta. Astăzi vom merge să cumpărăm o nouă mașină. După cum bine știți, chiar ne trebuie mașină pentru drifturi. Că nu avem și aici este domnul. Da, așa, să întoarcem și noi mașină. Să avem grijă că e foarte lăsată mașina. Aici asta tataie. Bă, cum bine știți. Să nu uitați să apăsați butonul de like și de... Să nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Vorbesc eu mai rar o leacă. Avem verde. Și... De subscribe dacă mai vreți episoade cu car parking, roleplay, mini roleplay. Trebuie să mergem cu 50 când e radarul pe aici. Ia-i dăm tare. Avem volan în șanț. Pentru că... avem dânul ăsta. Avem dân de urcat. Nu. Ia auziți-o. Cum? Mamă, cum face mașina asta? Noi chiar trebuie să mergem încet, pentru că avem foarte multe probleme dacă o zgâriem sau ceva. Și dacă, chiar dacă se aude un zgomot, avem verde. Pe aici avem voie. Și dăm imediat pe autostraduță. Ia, îi dăm acum. Ia să vedem. Cum se pricepe, dacă se pricepe mașina. Să mai încerc, avem la vam aici. Bună ziua. Și dă-i tare. Mamă. Deci mașina asta e preferata mea. Nissan R32. Și nu vă zic ce mașină mea de drift. Veți vedea voi. Cel mai probabil. Asta, la mașina asta abia am cumpărat-o la un prieten, mi-a dat-o el. Moca, că a fost și ziua mea. Adică va veni ziua mea, dar el va pleca în America de ziua mea. Fix cu două zile înainte de ziua mea. Și mi-a dat pe acum cadoul, să mă bucur de el. Nu a fost a lui, a fost a unui nepot, nu știu ce... Nu străne, bă, nu... A fost... nu știu cum să vă explic, un fel de unchisul, care unchisul avea un nepot, mă rog, ceva genul. Și, na, mi-a dat mie mașina oricum. Îi mulțumesc foarte mult pentru mașina asta. Că este o mașină superbă. Care trebuie să am foarte mare grijă, mi-a zis. Că e tunată și e lăsată pe burtă. Adică nu e tunată deloc, doar că e lăsată pe burtă și are spoilerul și are geam la capotă. Și mi-a zis că geamul ăla costa foarte mulți bani. Mamă, mi dă. Mamă. Și bine se aude mașina asta, nu înțeleg pocurile alea, se aud așa frumos. Deci n-aveți idee. Iar la vamă intrăm aici în tecuci. Mașina o iau tocmai de la Munteni. Merge la Munteni. Opa, am dat așa cu scârțul. Ia. Mi-a zis că pot să fac driftul cu ea, n-ai are nicio treabă. Ia, uitați-vă aici. Nu vreau să intru în avion. Bine, aici nu este pista principală. Aici e doar unde aterizează avioanele și pe dincolo decolează.
Opa! Mamă! Cum s-a auzit asta? Opa! Mă, 150 la oră. Japanese car. S-aude într-un mare fel. Ce Japanese? Mamă! Cum e? Trage ca un animal mașina asta. Băi, băieți, adică... Nu vreau să vă dau spoiler cu cealaltă mașină, dar... Are stickere foarte multe pe ea. Și e de drift. Asta vă zic. N-are geamuri fumării, n-are nimic. Doar stickere multe, multe, multe. E tot Nissan. Atâta pot să vă zic. Dar nu e... Adică nu știți ce e. Și mașina trebuie să o iau de pe undeva pe aici. Hai să băgăm și motorină la asta, dacă tot am ajuns. Să mai îmi iau și eu Coca-Cola, că nu mai pot. Sau cred că mi-au un energizant, că mi se închid ochii. Nu au pe aici. Uite, mă, cred că mi-au un nestin din ăsta. Ia, să luăm. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Doresc și eu aceste produse. Și am băgat motorină, benzină la Nissanul al R32. Ah, la pompa 3, nu? Da, da, da. 100 de lei. Da, da, da. 105 lei cu tot cu sucul. Ok, mulțumesc. La vedere. Mi-a zis băiatul că stă pe undeva pe la un ponton ceva și că mă așteaptă. Revin când cumpăr mașina, că trebuie să caut prin munteniul ăsta și revin. Mulțumesc, papa! Gata, fraților, aceasta este mașina, un Nissan Silvia. Ia uitați-l, v-am spus că e plin de sticăre, dacă nu m-ați crezut. Este tunat, este de drift, tot ce vreți, vai, mi-e dragă de mor. Deci n-aveți idee, vai, leu. Uitați-vă aici, drift. Mamă, mi-e frică să mă urc, nu știu, mi s-a făcut pielea de găină, băi băieți. Wow, haide să-i dăm și o cheie. Wow, mamă, ce... Haide să o turăm puțin aici. Nu o torturăm, o doar turăm. Nu se aud pocurile pentru că evacuarea este pe partea asta și sus pe partea dreaptă și n-a pus să se audă. Ia uiți-le acum. Da, fraților, haideți să dăm și o tură. Wow! Aici, în rond. Mamă, și dăm aici. Nu știu de locul ăsta. Eu v-am zis că e de drept mașina specială făcută. Wow! Wow, ce frumos! Ce frumos poate să fie cu mașina asta. Omul stă în Munteni, eu stau tot mai la București și la casa aia, ei dăm aici în rond. Wow, wow, chiar e frumoasă mașina, n-am cuvinte. Wow, dar și fuge tare, nu știu. Wow, deci nu ai avut, oameni, s-a făcut pielea de găină, nu știți cum... Se simte mașina asta, habar n-aveți. Wow. Atâta pot să zic, doar wow. Că sunt o leacă puțin
plac mai mult. Nu știu, am emoții. Uitați, dar și din asta, cum se numește, că eu nu știu chestia asta. Nu am cu din astea. Dar așa arată mașina la interior. Este coupé. Să putem să o băgăm aici o leagă. Să vă prezint mașinuța. Bine că cealaltă mașină a luat-o un prieten ca întotdeauna. Mi-am chemat prieteni de mult să vin aici. Cam aceasta este mașina. Urmează multe modificări pe ea. Jantele le schimb, cred. Nu știu, mai bag niște sticăre pe spoiler, pe undeva, nu știu, numai să fie plină de sticăre. Sau plafon, sigur. Cum să nu, fraților? Ia uitați-vă ce frumoasă e la față. Deci nu-mi vine să cred că e mașina mea. Acum, în acest moment, nu o să dau pe mașina, nu o să dau mașina asta pe nimic în viață. Haide să mergem la noi acasă. Au zis pocurile. Mamă, ce-mi fuge. Deci nu aveți idee cum e mașina asta. Wow. Mamă, cum se aud pocurile alea. Deci nu aveți idee cum se aud. Ia auziți-o. Ce frumos se aude. Deci, foaile. Trebuie să mergem să o alimentăm. Băgăm o leacă de... Mașinile japoneze au capacul pe partea dreaptă. Cred, de fapt, nu știu. Trebuie să o băgăm așa mașina ca să o alimentăm. V-am zis. Aici are capacul, ia uitați. Este acoperit, sub acoperire. O să alimentez. Să îmi plătesc, pardon. Hai să pot are energizant aici. A, uitați, aici. Bună ziua, doresc acest produs și... Și atât. Bună ziua, sunteți șeful magazinului? Pecoului? Mă rog, lăsați-mă, am în seamă. Toată lumea acum. Bă, când v-am zis că mașina asta e superbă, bă, nu m-ați crezut. Eu v-am zis că este o mașină secretă. Secret, fraților. O să te prinde poliția prin oraș, mi se dă mare amendă. Mă rog, stau la țară. Dacă nu se vin în loc poliția. Dar credeți că nu vin eu? Wow. Atâta pot să zic. Doar wow. Doar wow. What? Deci, cum merge mașina asta? N-aveți idee. Să nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place această mașină. Această bestiuță de mașină. Mamă. Nu vreau să o bușesc, adică de-aia merg așa încet, cu 50 la oră. Dar fuge, nu glumă. Mașina asta, nu știu. Da, eu cred că e cea mai citație așa, că
cineva cu lângă la mașină, dar nu cred că se mai vede. Wow, wow. În zona asta am făcut un accident acum 2 ani cu un Range Rover. Nu mai contează, nu v-am explicat, dar o să facem story time. Vă explic eu mai încolo. Săptămâna viitoare s-ar putea, nu știu că mai fac eu un car vlog. S-a lăsat mai încet, zic. Mamă, nebună mașina asta. Hop, 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 hop. Dăm pe avarii. Dăm un leac mai în spate. Ca să nu vină la mașină. Hop. Mamă, nu știu ce are. Așa îi dăm pe la deal. Și ajunge și noi. Mamă, ce era să se ducă mașina. Nu vreau să-i zgări lipul. Gândiți-vă că mașina e tunată, tunată. Mamă, cum face mașina când e tunată. Hai că am ajuns și noi acasă cu bine. Uite că prietenul meu nu a ajuns încă. Wow, deci n-am cuvinte, n-am ce să zic despre această mașină. Chiar nu am. O lăsăm aici. Sper să nu zgârie nimeni. Da, cam atât cu acest episod. Eu am fost Vlad și ne revedem data viitoare. Pa, pa!